Bună dimineața tuturor și la mulți ani tuturor femeilor, pentru că astăzi este 8 martie și vreau să vă urez un plăcut la mulți ani. Nu știu, astăzi m-am trezit cu un vibe super bun. Tocmai ce m-am urcat în mașină, este ora 12. Bine, am stat aseară până destul de târziu pentru că am făcut live stream și am mai stat un pic la calculator, să zic așa. Și astăzi m-am gândit să mă dezgăsc așa cu, nu știu, m-am trezit cu o energie super bună și vreau să ofer femeilor din viața mea, să zic așa, câte o floare. Nu știu exact ce o să cumpărăm. Da. Mă duc la soția mea la muncă să îi dau acolo un buchet de flori. Vreau să mă duc după aia până la bunica mea, care contează foarte, foarte mult pentru mine. Și bineînțeles și la mama. O iau așa cum am venit, că știu zona și traseul, cum s-ar spune. Și de-aia am luat-o, cum s-ar spune, așa, ca să nu ocolesc tot Bucureștiul de 10 ori. Deci, așa că primul pas este să mergem la florărie. Vreau să lăsați în secțiunea de comentarii voi ce oferiți mamelor voastre sau, nu știu, femeilor apropiate din viața voastră de 8 martie. Teoretic este ziua internațională a femeii, practic, după cum știm, toată lumea, este ziua mamei. Dar eu zic că este ziua tuturor femeilor, așa că la mulți ani, femeilor, vă mulțumim că existați în viața noastră și haideți să vedem ce facem astăzi, nu? Până atunci suntem aici în Colomobilu, apăsăm aici, punem în contact tot ce trebuie, ce îmi place Colomobilu, mă leu, și acum pornim și motorul forță. 2 grade văd că sunt afară, deci este destul de friguleț. Funcția de frânare momentan este indisponibilă. Activare, coborâre, asistent din parcare este momentan indisponibilă. Am înțeles și am început dimineața cum trebuie, dar mașina văd că nu știu începutul cum trebuie, probabil are niște zăpadă pe senzori. E întâmplat asta cu zăpada pe senzori, adică este ok, adică mă aștept la orice la mașina asta, că de când am luat-o sunt niște mici problemuțe la distru, adică la senzori astea când sunt ei goi sau când au zăpadă, dar nu pot să spăl cu mașina pentru că de bea a fost devopțită și nu ar fi indicat. Gata și cu florile, am luat aici 3 coșulețe, este vorba mai mult despre gest. Mie nu-mi place să fac diferențe de obicei, așa că am luat toate 3 la fel, pentru că toate 3 sunt la fel de importante pentru mine și este vorba de gest, nu trebuie să fie un buchet extraordinar de mare ca să iei față sau să, nu știu, credeți voi că o să fac un videoclip, spre exemplu, numai pentru a face chestia asta. E vorba despre gesturi și să ne aducem aminte de gesturile astea mici, care contează foarte, foarte mult, că un buchet de flori pentru o femeie schimbă pur și simplu toată sarea ei și tot vibe-ul și toate chestiile, așa că este foarte, foarte important să vă aduceți aminte de aceste gesturi și o să mă duc să le împart celor mai importante femei din viața mea, cum s-ar spune. Și hai să mergem în zoom spre acolo. Am văzut că facem cam 30 de minute până la Alexandra. Mergem acolo și vedem după aia ce facem. Tocmai ce mi-am dat seama, că practic n-am luat și noi niște zambiluțe, că am zis că poate mai ne întâlnim și cu alte femei astăzi sau mai sunt pe la Alexandra, pe la muncă sau oricine, și să le dau câte o zambiluță. Așa că am luat 7 buchete, sper să fie de ajuns să le ofer și celorlalte femei, pentru că până la urmă este 8 martie și este ziua tuturor femeilor, așa că dacă vine cineva drag pe aici, o să le dau câte un buchetel. După cum vă spuneam, nu mai am niciun fel de eroare pe senzori. Acum așa este mașina asta, e puțin mai dubioasă, să zic așa, adică câteodată ai erori pe senzori, câteodată nu ai. Se întrerupe ea de la ea automat, așa că nu știu ce să zic, dacă este bine sau un lucru rău. Până acum, eu zic că e așa, uite, de exemplu, acum am mers o senzor, deci n-ai niciun fel de problemă, cum s-ar spune. Asta e, eu bine cumpărat până acum, e ok, avem garanție. Și apropo, pentru cei care m-au întrebat, că am mai văzut în secțiunea de comentarii ce sunt aici chestiile din stânga, deci prima indică temperatura apei, după aia este temperatura uleiului de la jumate și temperatura uleiului în cutie, din câte știu eu, cel puțin sus aici la a treia chestie. Așa că dacă mai aveți și alte întrebări despre mașină, lăsați-mi în secțiunea de comentarii și vă răspund. Cel puțin eu așa știu acum, dacă greșesc, corectați-mă voi. Am mai văzut întrebări pe YouTube cât consumă această mașină și, sincer, nu prea mă uit la consum, dar vă arăt, niciun fel de problemă. Uite, astea sunt datele de la pornire, cât a consumat de la pornire, cum s-ar spune, și aici sunt datele de deplasare de la alimentare. Deci am mers 9 ore și 18 cu mașina, aproximativ 222 de km și am un consum de 15,3 cu 24 de km pe oră, să zic așa. Și mai am încă 200 de km range, cam atâta am și la benzină, cum s-ar spune. Și pe termen lung, mi-a fost resetat pentru că a fost în service mașina și nu puteam să văd că, nu știu, am mașina cam de la 7000 de km, aproape am făcut 6000, cred. Deci vă spuneam și pe termen lung cât o consumă, cam vreo 12 consumă pe termen lung, ceva de genul ăsta. Dar pentru un mers puțin mai sportiv, eu zic că merită, așa că am florile astea în dreapta, că dacă nu era numai pe Cupra mod. Yes. Adică cam asta este diferența. Așa că, din păcate, nu putem să mergem pe Cupra mod prea mult, că altfel ne-ar zbura florile.
Și am ajuns aici și la birou la Alexandra și acum i-am luat un buchet de flori și am zis să vină până afară, cum s-ar spune. Și am zis să vină în mașină ca să nu mă duc acum peste fete acolo, că sunt mai multe fete. Și am zis, bă, hai să mă duc să fie așa separii mei, cum s-ar spune. Adică, na, dar stai că trebuie să iau toate buchetele astea de flori. O să le pun aici în spate, cum s-ar spune. Dragostea mea, ce faci la mulți ani? Am venit să-ți aduc un buchet de flori. O, da, ce drăguț! Mua! Ce faci, suflet? Uite aici, pentru tine. Stai așa un pic. Uite aici. O, da, ce un buchetel de flori pentru fetiță. Mulțumesc, suflet. Cu plăcere. Ce drăguț din partea ta! Am zis să-ți fac aici o ziua fericită, m-am trezit cu un super vibe și am zis, de ce nu? Mulțumesc! Și acum mă duc înăuntru, că aici Alexandra și-a primit, cum s-ar spune, porția de floricele. Și aici o să mă duc să le dau și celorlalte fete din firmă de aici, să le dau câte un buchet de flori, pentru că așa este frumos. Dar nu mai fi. Deci, am luat 7 zambile și am mai rămas decât cu una singură, pentru că nu știam exact câte femei sunt în firmă, așa că le-am împărțit acolo toate, pentru că nu vreau să v-am spus că nu prea îmi plac mie diferențele, cum s-ar spune. Le-am împărțit, am făcut aici ziua bună. O să trebuiască să mai au niște zambiluțe, pentru că și mama la firmă mai are niște fete acolo și o să trebuiască să le împart și acolo. Dar mă duc eu să iau niște zambiluțe, până atunci mergem la bunica mea să vedem ce reacție are. Așa că ne punem centurica și mergem. Și dacă aveți chef de niște popsuri, îmi plac popsurile rău de tot. Popsurile sunt viața mea. Dar aș prefera, sincer, să se audă puțin mai tare ABT-ul ăsta. Din păcate nu se aude, decât atât. Bine, unde a ajuns, dacă mă întrebați? Am sunat-o pe mamaia și nu mi-a răspuns la telefon, așa că i-am luat aici buchetelul de flori să vedem dacă e acasă, în noroc că mi-a răspuns cineva. Dar hai să vedem dacă este cu noi sau nu este cu noi. Aici avem buchetelul. Ia să vedem. Este cineva acasă sau nu? Uite-l, hai să trăiți, șefule! Uite-l, bă! Vă salut, ce faceți? La mulți ani, mamaia mea, să aduc aici un buchet de flori. Mulțumesc, mama, Iusuf! Ia uite, te-am prins! Ce faci? Uite aici, ți-am adus un buchet de flori. Da, mulțumesc frumos! Să trăiești la mulți ani! Te pupă, mamă, Ius! Să rămână! Ce faci aici? Ia uite, faci cocă, ce faci aici? Da, oprim și cu apa, mă mulțumesc! Ce-i cu coca aia acolo, mâine? Uite, fac plăcintă cu mere! Ia să vă! Fac plăcintă cu mere! Așa, și frămânțe aici, da? Și te-am prins cu mâna unde nu trebuie, cum s-a spus. Bine, gata, am fost și la bunica mea, să zic așa. Nu știu cât am filmat, că sincer nu am stat mai mult să am telefonul în mână, cât m-am bucurat mai mult de moment, sincer să fiu. Adică să iasă bine pe filmare sau chestii genul ăsta. Cred că probabil m-am filmat de la gât în jos sau ceva de genul ăsta. Așa că acum mergem la ultima destinație. Dar v-am spus că nu am luat-o cum a venit după prioritate sau ceva. Pur și simplu așa era în zona Bucureștiului unde era fiecare, pentru că na, fiecare era într-un alt punct și am luat așa cum a venit strategic ca să pot să mă întorc și acasă, să fie cea mai bună soluție, să nu stăm în trafic și în aglomerație, pentru că oricum e jale cu ce se întâmplă cu traficul și aglomerație. Așa că mergem la mămica mea, ultima, dar nu cea din urmă, și vedem ce reacție o să aibă și ea. Mai trebuie să mă opresc să mai iau niște zambile, pentru că v-am spus, practic nu mai am zambiluțe și pentru colegele mamei de la muncă, și așa este frumos să oferim zambile tuturor, să zic așa. Vă pup, respectul la mea pentru voi. Gata, am luat aici și încă 5 zambiluțe, le-am luat pe toate la fel, am în total 6, sper că nu sunt mai multe, atât dacă nu ne oprim și vedem cum facem. Acum mai avem încă 12 minute până ajungem aici, văd, și hai să purcedem, cum s-ar spune, nu? Am întâmpinat o mică problemă, m-am uitat pe Fine Friends, noroc că i-am luat lui mama, știți că i-am dat iPhone-ul meu 12 și m-am uitat pe Fine Friends și mama mi-a spus că este la Mega Mall, cum a venit. Eu am văzut că mama este la Mega Mall și am sunat-o și am întrebat-o ce face și mi-a zis că este la o pizza cu fetele. Așa că o să mă duc în Mega Mall, sper să o mai prind acolo cel puțin, ca să mă duc să îi dau acolo cum a venit. Mi-a zis că este cu două colegi, deci am o grămadă de zambiluți oricum, adică n-ar fi fost o problemă. Mă duc până în Mega Mall acum să îi dăm buchetul. Mi-a zis că este la Pizza Hut, că mănâncă la Pizza Hut acolo. Așa că sper că ajung la Mega Mall în 11 minute, sper să mai stea pe acolo și, Doamne, nu știu acum, să fie totul ok.
Acum sunt prin Mega Mall. Am luat aici floricelele, dar nu știu unde e exact Pizza Hut-ul, ca să pot să mă duc acolo la Pizza Hut. Nu mi-a sărit toată lumea ce dat pe mine, bineînțeles, pentru că sunt la zona de mâncare și când vezi pe cineva cu camera în mână că filmează, vă dați seama despre ce este vorba. Așa că hai să vedem dacă surprindem momentul, doamne. Am și văzut-o. Îmi zic așa aici. Deja am surprins-o. Și am zis că la mulți ani, mamă. Mulțumesc. Te pup. Hai să te pup. Să rămână. La mulți ani, mă dau aici. Mulțumesc. Să rămână. Mulțumesc. Așa, și dumneavoastră. Opriți. Să rămână. Sănătos. Și ție. Te pup. Ce faci, mamă? Zi aici ceva la cameră. Ce să zic, mamă? Că ești emoționat. Te pup. Te iubesc. Băi, frate, deci era mama atât de emoționată. La fel, n-am văzut să țin telefonul. Nu știu cât s-a văzut sau nu știu cum o să iasă toate filmările astea, pentru că, vă spun sincer, nu m-am concentrat asupra filmărilor atât de mult, cât m-am concentrat să iasă totul super bine, să zic așa. Adică la modul să... prin bucuria aia, să zic așa, natural. Nu m-a interesat pe mine pe cameră, să zic așa. N-am văzut să împărtășesc cumva și cu voi fericirea asta. Să faceți și voi gesturile astea frumoase pentru părinții voștri sau pentru femeile apropiate vouă, pentru că este foarte, foarte important să le oferiți un zâmbet. Ați văzut bucuria tuturor femeilor, să zic așa, în ziua asta de 8 martie. Este una mare și surprinzătoare, să zic așa, știi, din partea noastră a bărbaților. Așa că ar fi cel mai bine să le oferiți acolo câte un zâmbet pe buze, oferindu-le chiar și o zambiluță, contează foarte mult. Așa că noi ne vedem pe data viitoare. Sunt aici cu Colomobilul, care momentan este puțin jegos, dar nu avem cum să-l spălăm pentru că de la natura l-a reboxit și minim o săptămână o să-l lasă așa cum a venit să fie puțin jegojel. Și o să intru în mașină acum. Noi ne vedem pe data viitoare cu alte clipuri. Vă mulțumesc foarte frumos pentru vizionare. Sper că v-am făcut ziua fericită, să zic așa, și pentru toate fetele o zambiluță online așa o să vă ofer. Chiar am aici, să știți că una pentru voi. Adică uite, chiar am aici o zambiluță pentru voi. O să vă ofer așa online, dacă nu pot să mă întâlnesc cu voi, să zic așa. Și noi să ne vedem pe data viitoare cu alte clipuri. Să ne spuneți în secțiunea de comentarii dacă voi ați făcut astăzi gesturi frumoase pentru fetele pe care voi le iubiți și le aveți apropiate în viață. Vă pup și respect la mare. De când mă știu sunt șefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.